Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Matei, capitolul 28. Poporul Domnului, vă rog să vă ridicați în picioare. Versetele 18, 19 și 20. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Mulțumesc frumos. Reocupați-vă locurile. Rugăciunea noastră a tuturor, în mod deosebit a celor care stăm în fața dumneavoastră, potrivit chemării și harului divin, să vă slujim, este Dumnezeu să folosească slujirea aceasta și să atingă inimile fiecăruia dintre dumneavoastră, împlinind în felul acesta nevoia cu care ați venit în casa lui Dumnezeu, să vă întâlniți cu Domnul prin cuvântul Său, prin rugăciune și prin cântare. Poporul Domnului, suntem la un început de drum care va dura 366 de zile, așa că ar fi potrivit acum să vorbim despre ceva ce are legătură cu misiunea noastră în anul ăsta. Este un fel de prezentare la ceea ce noi trebuie să facem printre altele, la ceea ce Dumnezeu se așteaptă să facem printre altele. Este o asumare a acestei prezentări, care este porunca lui Dumnezeu, și eu o rostesc cu încrederea că cuvântul Domnului are putere pentru inimile celor care îl iubesc pe Domnul. Noi suntem iubitori de Dumnezeu și oameni care purtăm respect Domnului, pentru că noi îl cunoaștem pe El, umblăm cu El, îi cunoaștem strălucirea, într-o măsură în care pot muritorii să cunoască. Așa că în seara asta, prima predică din anul 2012 se numește Provocarea sau Povara 2012. Misiunea pentru Domnul este ori o provocare, ori o povară în anul 2012 pentru noi. Repetițiile, cântarea, voluntariatul, dărnicia, slujirea în general, va fi ori o provocare care onorează, care cinstește, care îndumnezeiește, îndrăznesc să spun, ori o povară care obosește și enervează de-a drept. E una din două. Și vreau să vorbesc despre lucrurile astea. Viața se măsoară în ani și fiecare an e o bucată din viață. Atunci când privim viața în felul acesta, o putem lua de la început în fiecare an, pe 1 ianuarie. Primind de la Dumnezeu o a doua șansă, harul împrospătării, remotivării, există în viața noastră nevoia de împrospătare, de binecuvântare, ideea de a doua șansă, ideea de un nou început. Nu știu dacă pe toți acest entuziasm o să-i țină până la sfârșit, dar acum îl avem cu toții, binecuvântat să fie Domnul. Privind în Scriptură, observăm că Dumnezeu i-a chemat pe ucenici, i-a împuternicit, și în felul acesta a luat naștere, marea chemare, marea împuternicire și marea trimitere. Marea chemare, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, Matei 11 cu 28, asta este marea chemare. Marea împuternicire, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima, versetul 29, și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Fapte 1, versetele 8 și 9. Marea poruncă, de asemenea, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și pe aproapele tău cum te iubești pe tine, așa să-L iubești pe El. N-are importanță cine este aproapele. Negru, alb, urât, frumos, un om mai ciudat sau mai neciudat, aproapele trebuie iubit. Că poți, că nu poți, este performanța sau falimentul dumitale. Dar marea poruncă este în vigoare. Iubește-l pe aproapele cum te iubești pe tine. Dacă doar asta ar exista în Biblie, ar fi destul ca să
fiind foarte obosiți. Marea trimitere, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Este marea chemare, veniți la mine. Marea împuternicire, învățați de la mine și Duhul meu să vină în voi ca să vă îndumnezească. Marea poruncă, să-L iubiți pe Dumnezeu mai mult decât vă iubiți pe voi și pe aproapele cât pe voi. Și marea trimitere, duceți-vă. Vreau să fac o mențiune. Marea trimitere nu e marea opțiune. Marea trimitere e marea obligație. E marea poruncă. Duceți-vă, e imperativ, e obligatoriu, e poruncă. Indispensabil, trebuie să plecați. Nu e marea opțiune, dacă vrei, da, dacă nu, nu. E adevărat, creștinismul vremurilor noastre a făcut din marea trimitere marea opțiune. Și din marea poruncă a făcut marea opțiune. Că nu-i oprește nimeni. Spuneți dumneavoastră, cum se împacă atitudinea de indiferență față de lumea pierdută cu marea trimitere? Nu se împacă în niciun fel, asta trebuie să fie marea opțiune, dacă vreau mă duc, dacă nu, nu. Ba, dimpotrivă, am ajuns la performanța să criticăm pe cei ce se duc și să încercăm să-i descurajăm, spunând că se duc așa în vacanță. Ascultă-mă, dacă ar fi vacanță, dumneata ai merge înainte de ei. De asta suntem amândoi siguri. Hristos n-a fost în vacanță. Pavel n-a fost în vacanță. Și sfinții lui Dumnezeu de 2000 de ani nu merg în vacanță când merg să împlinească porunca pe care le-a dat-o Hristos. Ce fel de copil aș fi eu dacă tata mi-ar spune să fac un lucru și nu l-aș face? Aș fi un copil neascultător și tata ar avea bătrânețile obosite și înlăcrimate datorită neascultării mele. Așa se întâmplă cu Dumnezeu, când are așa de mulți creștini pe fața pământului, pe care i-a trimis să se ducă, obligându-i, duceți-vă, nu e opțional, e poruncă. Iar ei stau să se gândească dacă să se ducă sau nu. Provocarea sau povara anului 2011? Sigur că e povară, dar unii poartă povara aceasta cu bucurie, iar alții o scutură. Pentru că nu-i confortabilă. Nu știu ce vei face în anul 2012, datoria mea este să spun predica asta. Datoria dumitale e să faci ce vrei. De fapt, ar trebui să faci ce trebuie. Dar ai înaintea lui Dumnezeu libertatea să faci ce vrei. Numai în felul ăsta El are libertatea să judece pe oameni în funcție de ascultarea cuvântului sau de neascultarea Lui. Priviți, vă rog, ce spune cuvântul. Creștinii în general accentuează chemarea, penticostalii accentuează împuternicirea, ucenicii accentuează iubirea și Duhul Sfânt accentuează trimiterea. Dacă Iisus a spus duceți-vă, Duhul Sfânt nu poate să aibă o opinie separată de Iisus. Domnul Iisus și Duhul Sfânt și Tatăl, una sunt. Nu putem să fim plini de Duhul și să nu plecăm din Ierusalim în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Că această putere sfântă care a coborât în inima noastră și ne-a umplut ființa, ne trimite. N-am primit-o pentru etichetă denominațională, ci am primit-o pentru câștigarea lumii, pentru Domnul. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și cu puterea aceasta de aici, începând din Ierusalim, veți pleca. Veți trece prin toată Iudeea. Veți merge mai apoi în Samaria, județul mai îndepărtat. Și apoi vă veți împrăștia până la marginile pământului. Puterea din voi o să vă trimită, o să vă motiveze, o să vă dea elanul necesar. Nu o să obosiți, Duhul din voi o să vă poarte din victorie în victorie. O să fiți alimentați cu o motivație sfântă, nobilă. O să vă cheltuiți bucuroși. O să renunțați bucuroși la confortul vostru, pentru că veți avea satisfacția că sunteți în voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus duceți-vă, nu pastorul. Nu poți să stai pe bancă dacă spune să te ridici. Nu poți să rămâi dacă spune du-te. E marea obligație, nu-i marea opțiune. Nu-i marea fă ce vrei, e marea trebuie. Poporul Domnului, copiii sunt de două feluri, ascultători și neascultători.
Tot la fel și creștinii sunt de două feluri. Aș vrea, privind în Scriptură, să observăm că provocarea sau povara poate fi, privind în textul pe care l-am citit, pusă în anumite gânduri centrale pe care să le ține minte, dacă e cu putință, cel puțin la modul general. Priviți ce spune Scriptura. Duceți-vă. Provocarea sau povara disponibilității. Ești disponibil să te duci? E o provocare. Ești disponibil să te duci? E o provocare. Dumnezeu îți face provocarea aceasta. Sau este o povară care, fiind așa de greu de purtat, o pui jos și spui: eu trebuie să mă căsătoresc, eu trebuie să-mi strâng bani de nuntă, eu trebuie să-mi strâng bani de pensie, eu nu pot să-mi iau liber de la serviciu, eu sunt ocupat. Marea povară. Dumnezeu spune: duceți-vă. Porunca Lui e clară, reacția noastră la porunca Lui e povară sau provocare. Indiferent ce vom spune noi, Evanghelia aceasta după 2000 de ani este aceeași. Ea nu se modernizează odată cu noi. Ea a ieșit din gura lui Dumnezeu. Provocarea sau povara disponibilității. Ești disponibil să te duci? Unde? În Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului, începând de aici, din Chicago. Trebuie să te duci. E obligatoriu. Nu ai alternativa să rămâi. Nu, nu, nu! Nu ai! Poți să rămâi, dar rămâi într-o poziție de neascultare, de indiferență. Ori un copil care îl iubește pe tata, un rob care își iubește stăpânul, nu-i poate întoarce spatele că i-a făcut bine. Dacă dau 3, 4, 5 dolari pe o cafea și 10, 15 dolari pe un lunch, pe o mâncare de prânz, de ce este greu să dăm pentru marea trimitere cel puțin tot atât? De ce trupul nostru este mai important decât împărăția lui Dumnezeu, în timp ce pretindem că vom avea parte de împărăție și că o iubim și că ne investim în ea? Hristos spune: duceți-vă, e un imperativ promovat de Mântuitor, e o poruncă dată tuturor ucenicilor. Când El a spus duceți-vă, și-a asumat că ucenicii vor pleca și îl vor asculta. Vreau să dau câteva exemple de disponibilitate. Disponibilitate ca și provocare pe care o accepți și treci la treabă, sau ca și povară pe care o refuzi, o lași jos și îți vezi de drumul vieții materiale, biologice. Priviți, vă rog, care este disponibilitatea timpului. Una dintre cele mai mari disponibilități e disponibilitatea timpului. Cu cât un om este mai instruit, mai educat și mai priceput, cu atât este mai indisponibil, pentru că mulți îl cheamă. Dacă cineva se pricepe bine să repare computere, toți frații îl cheamă. Unul îl cheamă în seara asta, doi îl cheamă mâine, trei îl cheamă poimine, că computerele se strică. Sunt și făcute să se strice, că asta este ideea de business. Și atunci nu o să mă chemați pe mine să vă repar computerul, că ceea ce pot să fac e să vin să ne rugăm. Dar o să chemați pe cineva care știe să-l repare. Ei, omul ăla care știe să-l repare va fi foarte ocupat. Că azi e la mine, mâine la dumneata și poi mine va fugi și la mine și la dumneata. Că spunem noi, nu pot să stau fără computer. Cu cât un om e mai priceput la ceva anume, cu atât în domeniul acela el este mai solicitat. Disponibilitatea timpului este una dintre marile probleme ale marii trimiteri. Doamne, m-aș duce, dar n-am timp. Fă-ți! De ce nu spui așa când vine masa de prânz? Să spui: Adame, îmi pare rău, dar n-am timp să mănânc astăzi. Rămâi așa nemâncat. Și vine seara și ai cam slăbiciune și îi spui: Adame, îmi pare rău, dar nici seara nu pot să-ți dau să mănânci. Sunt ocupat, îmi pare rău. Trebuie să citesc din Biblie. Și vine dimineața, breakfast, și ești de-a dreptul slăbit, că n-ai mâncat. Și îi spui: Adame, cred că săptămâna viitoare. Fă așa! Ești un om ocupat! De ce ești ocupat doar în legătură cu lucrurile spirituale? Ascultă-mă, crezi că Dumnezeu nu vede? Ba da! Dumnezeu nu cântărește? Ba da! Dumnezeu s-a săturat de religia noastră. Și acum ne spune lămurit la un început de an: am nevoie de voi, pentru că vreau să vă trimit.
Mă iubiți? Vreți să faceți ceva pentru mine? Mă respecti? Vreau să-ți dau ceva de lucru. Poți să te duci frumos până afară să-mi aduci ceva? Dacă mă respecti, vei spune da. Știu că te deranjez, dar îmi asum că mă respecti. Și pentru că mă respecti, folosesc acest account de respect care l-am în inima ta. Și spun, te rog frumos să te duci până afară, fratele Luigi, plouă, știu că plouă, dar folosesc faptul că mă respecti. Te rog frumos, du-te până afară și adu-mi ceva din curte. Și vei spune, n-am decât să mă duc. Și te vei duce. Nu este ceea ce ți-ai dorit cel mai mult fizic, biologic. Biologic ai vrea să stai aici, că nu plouă, e cald, e plăcut, dar pentru că te-am trimis, te duci. Este imperativ, duceți-vă. Nu este opțional. N-are importanță dacă plouă, dacă e polei, dacă mașina e veche sau nouă, dacă ai suficienți bani sau mergi prin credință. Nu, n-are importanță. Dumnezeu care a făcut soarele, care te-a făcut pe dumneata cu atâtea sisteme complexe, poate să-ți scoată în cale $100, $1,000, $10,000, de cât ai nevoie. Marea problemă este omul, nu resursele. Dumnezeu a băgat aur în pământ și diamante pe care oamenii să le găsească de-a lungul istoriei și să-și rezolve problemele, uneori să și le creeze. Disponibilitatea timpului. Uitați ce spune Scriptura despre indisponibilitate. Toți parcă fuseseră vorbiți și au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te, iartă-mă, dar nu pot să mă duc, nu pot să vin. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și trebuie să mă duc să-i încerc. Îmi cer scuze, dar n-am timp. Și altul a zis, tocmai m-am însurat. Și îți imaginezi, nu pot să mă duc, iartă-mă, dar nu mă pot duce. Ascultați-mă, când omul nu vrea să se ducă, găsește scuze. Că ori își cumpără o bucată de pământ, ori o vinde. Ori își cumpără boi, ori îi vinde, ori îi repară. Mai schimbă cauciucurile la epistoanele, ștergătoarele. Ori se însoară. Sau își căsătorește copiii. Tot timpul e un eveniment care să te țină ocupat. Tot timpul va fi ceva care să te țină ocupat. Disponibilitate nu înseamnă să n-ai ce face, ci să-ți creezi timp liber din respect pentru el. Atunci stăpânul casei s-a mâniat. Știți de ce s-a mâniat? Pentru indisponibilitatea acestor oameni. Să fie Dumnezeu mâniat pe mine în timp ce vin în fiecare duminică la biserică? Da! Să fie Dumnezeu mâniat pe mine în timp ce vin fiecare duminică la biserică? Da! Biblia nu vorbește nicăieri de faptul că trebuie să vii la biserică în fiecare duminică și asta e tot ceea ce trebuie să faci. Suntem la un început de drum și avem nevoie să ne aducem aminte ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Mai țineți minte aseară, așteptam să aducă rod, dar n-a adus. 31 decembrie a trecut, e o nouă șansă, 1 ianuarie. Disponibilitate. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu i-a așteptat cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Fapte 10:24. Oameni buni, Corneliu era ofițer. Ofițerii sunt oameni ocupați. Dacă ești militar, acolo te naști, acolo mori, în cazarmă. Dacă ai o săptămână de concediu, mulțumesc, atât. Restul mănânci, dormi și în cazarmă. Cu soldații, cu ceilalți, acolo îți petreci viața. Și ofițerul ăsta și-a luat 2 zile să trimită niște soldați la Iope să-l cheme pe Petru și încă în 2 zile s-au întors de acolo. Și Scriptura ne spune că Corneliu a stat și a așteptat, dar n-a mai avut treabă. Ba da, dar s-a făcut disponibil. N-a primit de la general un ordin, hei Corneliu, 2 luni de vacanță, că am auzit că îl cauți pe Domnul. Nici vorbă. Corneliu era un om ocupat, dar s-a făcut disponibil. A fost alegerea lui personală. A fost o acțiune care a fost greu de realizat, dar a făcut-o ca să-și atingă un interes, dar nu un interes al sutei de dolari pe care o cheltui. Azi o iei, mâine o cheltui. Nu, ci al sufletului mântuit și al cinstirii lui Dumnezeu care mi-a dat viață. Duceți-vă, este o provocare la disponibilitate
sau o povară pentru disponibilitate. Și fiecare dintre noi vom primi ca pe o provocare și ne vom duce, sau ca pe o povară și nu ne vom duce. Și aceasta este porunca lui Dumnezeu. Cum să-ți organizezi timpul pentru a avea timp să-L slujești pe Dumnezeu? 1. Fixează-ți priorități. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Iosua și-a fixat priorități. Cât despre mine și casa mea, mi-am fixat prioritatea să slujim pe Domnul. Clar, lămurit! 2. Controlează factorii care îți distrag atenția. Mâncarea mea e să fac voia celui ce m-a trimis. Domnul i-a trimis pe ucenici să cumpere mâncare din Samaria. El a rămas la marginea orașului, la o fântână. A venit o femeie să scoată apă. Femeile nu veneau după amiază să scoată apă, că trebuia să spele și să gătească. Dar asta era o femeie rău famată în oraș, adică avea o reputație proastă. Avea vreo 5 bărbați înșirase în speranța că n-a mers, mariajul ei n-a funcționat. Și nu putea să meargă împreună cu alte femei, că o bârfeau. Și ca să nu mai vadă nimeni și să nu le vadă disprețul și sarcasmul, adică râsul ăla batjocoritor, se ducea când nu mai era nimeni. Și când s-a dus, l-a găsit la fântână pe Domnul. Domnul i-a așteptat pe ucenici să vină cu mâncarea. Era flămând. Ucenicii au venit și spune: hai la masă. Și el spune: nu mănânc. Dar ți-era foame de dimineață. A venit o femeie să scoată apă. E adevărat că a încercat de 5 ori să fie fericită în căsătorie și n-a reușit. Dar sufletul ăsta este creat de mine. Și i-am vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. I-am vorbit despre faptul că oriunde s-ar ruga, Jehova o ascultă. I-am vorbit despre faptul că închinarea nu trebuie să fie în forme, ci în duh și în adevăr, în interiorul ființei unde ne onorăm pe Domnul, nu prin forme. Formele sunt periodice și după aceea rămâi liber să te destrăbălezi. Nu, stop! Și Domnul a renunțat la mâncare. Renunță la lucrurile care îți distrag atenția. Dacă vine cineva și nu-l cunoști pe Domnul, nu-l cunoaște pe Domnul, spune-i așa: pune mâncarea tu gău, pune-o la pachet, că acum nu mai am timp să mănânc. Omule, dar trebuie să mănânci, îmi pare rău, trebuie să predic Evanghelia. Wow, așa trebuie să se pună problema? Da, așa. Așa a făcut Iisus. A exagerat el? A avut o atitudine dezechilibrată? Nici vorbă. A fost doar pasionat. Pentru el sufletele oamenilor au avut valoare. Așa ne spune Scriptura. A dat la o parte piedica care îl oprea să facă ceea ce știa că trebuie. Și și-a dat la o parte propriul sentiment că e foame. E complicat să mai continui treaba când îți e foame și mai ales când cineva ți-a adus mâncarea și poate că era și ceva ce mirosea. Adică a mâncare gătită, vreau să spun, nu știu ce-o fi adus, n-am de unde să știu. Apoi, renunță la agenda ta în favoarea agendei lui Dumnezeu. Tată, dacă e cu putință, depărtează paharul acesta, totuși nu cum vreau eu. Atunci când vine propunerea, este cineva care vrea să? Ai o agendă, ești foarte ocupat. Și spui: tată, nu, dacă e cu putință, nu vreau să fac nimic pentru misiunea asta, dar totuși facă-se voia ta, o să fac. N-am mai mult, dar am $10. Poftim. Nu pot mai mult, dar o jumătate de zi mă duc. Nu pot mai mult, dar te asigur că o zi pe săptămână eu postez pentru tine. Te asigur că de 2 sau de 3 ori pe zi mă rog pentru misiunea ta, pentru călătoria ta și pentru slujirea ta. Particip cu ceva. Contează pe cuvântul meu pe care îl spun înaintea lui Dumnezeu. Renunță la agenda personală dacă ești copilul Domnului. Dacă ești rob, renunță la agenda. Robii n-au agenda. Stăpânul poartă agenda. Robii au mânuțe și piciorușe bătătorite. Cum sună asta? Sună în conflict cu confortul secolului 21. Așa sună. Aproape că sună fanatic, dar Hristos a trăit la nivelul acesta, adică la nivelul excelenței. Știu că vă e greu să ascultați. Puteți să mă credeți că mie mi-e greu să le spun? Nu amâna ce te îndeamnă Scriptura să faci. Dacă Scriptura te îndeamnă să te duci, du-te, nu amâna.
Uite ce spune Scriptura. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ca ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi arăta. Atenție! Avram s-a sculat dis de dimineață. Oameni buni, de dimineață te trezești atunci când îți place ce faci. Te duci în vacanță, ai o zi de odihnă, te duci la în Wisconsin, în undeva la să te reconfortezi. Atunci te trezești de dimineață, că e ziua ta, e ziua bucuriei. Dar când te duci să-ți jerfești copilul, de dimineață te scoli. Da, de unde? Păi tragi cât mai mult de timp. Avram s-a trezit dis de dimineață. Vă spune ceva asta? Credeți că Dumnezeu n-a știut cât e ceasul când l-a văzut pe Avram că se scoală? Ba da, știți ce a zis de el? Ăsta este prietenul meu. Dar de ce? Nu știu dacă e nevoie să explic. Pentru că nu a amânat ce i-a poruncit Dumnezeu să facă. N-a amânat. I-a spus, du-te, s-a trezit de dimineață. Ascultă-mă, când vei vrea să vii la biserică să faci ceva voluntar, te rog frumos, trezește-te de dimineață și vino primul. Când vei vrea să te duci undeva în numele Domnului, te rog, trezește-te de dimineață, pentru că timpul la care te trezești demonstrează dacă faci asta ca pe o provocare ce te onorează sau ca pe o povară de care vrei să te scuturi și nu mai ai cum. Că îți e rușine de păstor, de frați, de familie, trebuie să te duci, o să faci. Că altfel toată lumea știe că nu ești ceea ce păreai. Disponibilitatea resurselor. Spuneam că e provocarea sau povara disponibilității. Disponibilitatea timpului, disponibilitatea resurselor. Dragii mei, David a vrut să intre în istorie și a zis, Doamne, eu construiesc templul ăsta. E primul templu al lui Israel. Și Dumnezeu îi spune, nu. Și David, ca să demonstreze că motivația nu i-a fost faima, ci a fost dragostea de Dumnezeu, a strâns toate materialele pentru templu. Și faima a luat-o Solomon, care a construit templu cu materiale strânse de el. Vai de mine! Ce complicat! Omul ăsta își cheltuia ani din viață, își folosește relațiile, își folosește poziția, își folosește resursele și prieteniile să strângă lemn de cedru, aur și toate pietrele cioplite în munte de care era nevoie, tot. Și le-a pregătit. Când Solomon vine, le asamblează și intră în istorie ca cel care a construit templu. Dar cel care a cumpărat materialele, cel care a vorbit cu prietenii, cu relațiile, care s-a cheltuit, a fost David. Și David acceptă ca să strângă totul și Solomon să intre în istorie ca cel ce ia faima, cel ce ia cireașa după tort. Scumpii mei, asta este o disponibilitate a resurselor. David a știut că are prieteni, are relații. David are cunoscuți, are bani, are influență și a spus, eu vreau să-mi folosesc toate astea pentru Dumnezeul meu. Ești un om cunoscut aici, îți folosești relațiile pentru propășirea împărăției? Îți folosești resursele pentru propășirea împărăției? Ceea ce ai, ceea ce știi, ceea ce poți, le folosești pentru propășirea împărăției? Sau spui, lasă-i să se descurce, că a lor e faima, că stau în față. David n-a stat în față la templu. Vă spune ceva ideea asta? Dumnezeu n-a văzut, ba da. Dumnezeu nu vede, ba da. A văzut și vede. A cântărit și cântărește. A răsplătit și răsplătește. Lucrul acesta este motivator. Dacă Dumnezeu vede ceea ce fac, dacă Dumnezeu vede ceea ce faci, nu mai avem nevoie de recunoașterea oamenilor neapărat. Disponibilitatea vieții. Iisus le-a spus, veniți singur la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, căci erau mulți care veneau și se duceau și nu aveau timp nici să mănânce. Cine? Ucenicii. Oamenii ăștia pur și simplu și-au neglijat împlinirea nevoilor fundamentale. De ce? Ca să-L slujească pe Dumnezeu. Eu am văzut oameni care n-au timp să mănânce, dar destul de rar am văzut astfel de oameni care n-au timp să mănânce că fac ceva spiritual. De obicei, nu au timp să mănânce în țările foarte, foarte bine organizate, cum sunt țările occidentale, unde totul e pe bandă și n-ai decât că vine. Când a ajuns la tine, trebuie să-l mai strângi un pic. Totul e foarte bine organizat. E, în țara aceasta, să-ți faci timp pentru Dumnezeu, este o jertfă pe care Dumnezeu o prețuiește. Să spui, n-am timp, e adevărat, dar urmează o întrebare, de ce nu-ți faci timp?
La întrebarea asta, nu mie trebuie să-mi dai răspuns. Nu-s persoana potrivită. Am vorbit despre faptul că există o provocare sau o povară a disponibilității. De unde disponibilitate? Duceți-vă. Însă Scriptura spune, duceți-vă și faceți ucenici. Ne spune ce să facem, să facem ucenici. Aici este provocarea sau povara priorităților. Provocarea sau povara priorității. Noi nu trebuie să facem convertiți. Noi nu trebuie să facem membri ai bisericii. Noi nu trebuie să facem fani ai noștri. Noi trebuie să facem ucenici. Credeți-mă, un ucenic al Domnului este diferit de o persoană care l-a primit pe Iisus. Un ucenic al Domnului este diferit de cineva care s-a născut în familie de credincioși și când ajunge la vârsta maturității plus minus 20 de ani, se botează și rămâne în biserică. Un ucenic este un om instruit. Este un om educat spiritual, un om pregătit. Ăsta, dacă i-ai dat cheile în mână, acum desface motorul, acum îl pune la loc. E pregătit. Și Hristos spune clar, duceți-vă și faceți ucenici. Și convertiți să facem, numai la modă. Vă întreb o întrebare simplă. Câți oameni necredincioși ați adus anul trecut în biserică? Întrebarea asta este foarte grea. Sunteți în America de un an sau de 20 de ani? Câți oameni neconvertiți ați adus în biserică în anul trecut? Nu-mi răspundeți mie. Nu mă ocup eu cu treaba asta. Dumnezeu, dumneavoastră, știți că s-a așteptat să aduceți. De ce n-ați adus? În virtutea obișnuinței, a ocupației vieții, pur și simplu ai neglijat. Te-ai obișnuit așa, cine vine, vine, cine nu, nu. Dacă 10 la cor cântă, dacă nu, nu. Pastorul se ridică, spune ceva, poate îmi place, poate nu, plecăm acasă, cam așa. Cam așa se derulează viața noastră. Dumneavoastră ați uitat de marea trimitere? Duceți-vă, trebuie să fii disponibil pentru asta. Dumneavoastră ați uitat de marea prioritate? Trebuie să faci ucenici, nu membri în biserică. Că dacă s-a botezat, stă pe bancă, dar câte întrebări are fără răspuns? Nu e un ucenic, nu e un instruit, nu e un om echipat, nu e un om maturizat, nimeni n-a petrecut timp cu el. Și are o grămadă de întrebări fără răspuns. O grămadă de întrebări cu actele de cult. Toată ziua sunt întrebări, femeile la necurăția femeii se pot împărtăși sau nu? Și pun întrebările astea femei care vin la biserică de un an sau de 20 de ani? După 20 de ani, batic trebuie purtat sau nu? Verighetă e voie să purtăm sau nu? Și pot să înșir o grămadă de întrebări care pur și simplu bombardează pe predicatori. Unde te duci să predici într-o biserică străină? Membrii profită că a venit un musafir și vrea să știe și opinia lui. Hei, tu ce părere ai despre cutare subiect? De 20 de ani pune întrebarea asta. Vreți să-mi spuneți că e ucenic? Permiteți-mi să spun și eu părerea mea. Nu, eu nu cred că este ucenic. Ucenicul a umblat cu Domnul sau cu cartea Domnului și îl cunoaște pe Domnul și cunoaște voia lui din carte. Și Domnul ne-a spus să vă duceți să faceți ucenici. Cum sună când vă spun, fraților, luni nouă vreau să ne întâlnim la studiu biblic? Cum sună? Păi eu după 20 de ani de pocăință mă chem la studiu biblic? Dar ce crezi tu că știi și eu nu știu? Nu știu să vă răspund la întrebarea asta. Nu cred că știu nimic ce nu știți dumneavoastră. Nu mă cred mai deștept, dar vă chem să studiem Scriptura. Fete și băieți care aveți peste 19 ani, vineri de la 8 la 9 vă aștept. Sună tentant sau nu? Ce promite o oră de studiu biblic? Nu-i mai bine să câștigi 15-20 de dolari în ora aia? Duceți-vă și faceți ucenici. Și aici e porunca lui Dumnezeu cu marea trimitere, să fiu disponibil și să am priorități clare și dincolo e nevoia mea. E nevoia mea care și aia trebuie împlinită. Datorii la bancă, vreau să-mi schimb mașina, vreau să-mi cumpăr un costum nou, vreau să-mi schimb ceasul, vreau să-mi iau un aparat de poze mai nou, că ăla le face de, nici nu le înțelegi după ce le scos pe hârtie.
Observați că oamenii din biserică și din afara ei privesc biserica din cel puțin 5 perspective. 1. Oamenii din afară se uită la mărturia bisericii. Cei ce trăiesc în zona bisericii, în cartier, dar care nu vin deloc la biserică sau vin foarte rar. Oamenii ăștia se uită la mărturia bisericii. O studiază cu atenție, dar noi nu știm. Noi ni se pare că ei sunt indiferenți. Ei nu sunt indiferenți. 2. Mulțimea. Ăștia sunt oamenii care de obicei vin la biserică, dar nu-s membri. Ei nu-și asumă responsabilități. Ei vor concubinajul, nu căsătoria. Căsătoria te obligă. E un act, trebuie să divorțezi la urmă, avocați, bani pierduți, mai porți și titlul de divorțat. Nu, cel mai simplu e un concubinaj. 2 nopți, 2 luni, 2 ani și la urmă pleci, n-ai nicio hârtie semnată, niciun angajament, ești liber. Așa e și cu mulțimea. Mulțimea vine la biserică, dar nu-și asumă responsabilitatea față de o biserică, față de o frățietate. Să spună, fraților, de astăzi înainte, frate Andrei, frate Dorin, frate Michi, contați pe mine, o să cânt la cor. La ce oră e repetiția miercurea? La 7. La 7:05 sunt acolo. Eu mă oblig foarte tare dacă fac angajamentul ăsta. Dar-l fac. E mai ușor să nu-l faci. Miercurea dacă pot, vin, dacă nu, nu. Și mai bine nici nu mă bag în treaba asta, vreau să fiu liber. Viața trece, vreau să mă distrez un pic. Sau am alte responsabilități, nu mă distrez neapărat. Adunarea, cei ce l-au primit pe Domnul Iisus s-au integrat în familia bisericii. Ucenicii, membrii serioși dedicați unui proces de creștere spirituală spre maturizare. Și consacrații, membrii bisericii care-s maturi și îi formează pe alții, atât în viața spirituală să fie ucenici, cât și în viața de slujire, învățându-i să fie destoinici în ceea ce fac. O cântare, o predică, o slujbă la ușă, o poză, o multiplicare de disc, o predică pusă pe internet, un copil educat la școala duminicală sau la Bethany Land, bătrânii aduși la biserică cu basul bisericii și nu mai întrec prin minte alte slujiri posibile. Pentru fiecare e de lucru. Problema se pune, te duci sau nu? Provocarea sau povara flexibilității. Din toate neamurile. Duceți-vă presupune să fii disponibil. Faceți ucenici presupune să ai priorități clare. Nu poți să faci altceva decât ucenici. Du până la capăt. Nu-l face soldat, du-l până la ofițer. Din toate neamurile este o provocare sau o povară a flexibilității. De ce spun flexibilitate? Sufletul fiecărui om este important înaintea lui Dumnezeu. Fiecare etnie însă înțelege Evanghelia în contextul cultural. De aceea evangelizarea este o lucrare înțeleaptă. Noi românii avem o anumită cultură și noi suntem foarte interesați de cultura noastră și când cineva intră în adunare, noi ne uităm la el dacă el se încadrează în cultura noastră sau nu. În cultura americană femeile pot veni în pantaloni, în cultura română nu. În cultura americană femeile pot fi pastori, în cultura română nu. Dacă o femeie intră în pantaloni în Biserica Betania, care e percepția noastră? E cultură sau Biblie? În cele mai multe biserici americane nu se poartă batic. La român se poartă batic. E Biblie sau cultură? Și pot să dau foarte multe exemple, dar nu-i scopul meu. Vreau numai să vă spun că există o influență culturală masivă în etnia în care te-ai născut atunci când vii la biserică. Pentru că te duci într-o biserică etnică. Eu nu o să merg în biserica bulgară, că nici nu înțeleg bulgărește. Nici nu o să merg la americani, că cu 3 cuvinte în limba engleză pe care le înțeleg eu, nu pricep decât 10% din predică. Ce să caut acolo? Vin la români. Dar la români există o anumită manifestare a înțelegerii Bibliei. Și eu nu pot să fiu în afara ei, ci trebuie să mă încadrez în interpretarea Scripturii în manieră culturală. Ei, dar vine cineva care nu-i mântuit. Câtă flexibilitate au cei care îl abordează? Sau se duc la el și primul lucru care îl spun, trebuie să porți batic. Poate că exemplele mele sunt aspre dure. Scopul meu este să fiu doar direct, nu dur. Ca să nu ne pierdem vremea degeaba, să învățăm ceva de la Domnul nostru. Ăsta ne e scopul când venim aici. Uitați ce spune Scriptura, scumpii mei. Hristos a fost flexibil. A fost foarte aspru cu fariseii, dar a fost foarte tolerant cu păcătoși. Se întâlnește cu o femeie care a fost dovedită a fi săvârșit păcatul adulterului.
Cei din jur au vrut să omoare cu pietre după legea vremii. El a spus, cine n-a făcut niciun păcat să ia piatra să dea. Toți au plecat. Se duce și el la ea și spune așa, extraordinar oameni buni, de aceea vin oamenii la el. Nici eu nu te osândesc. Du-te, dar asta nu-i totul, să te oprești. Cine s-a mai purtat cu dumneata așa? Pe oamenii te execută imediat și te execută și pentru ce n-ai făcut. Dumnezeu are o inimă pe care nu o s-o pot înțelege niciodată. Niciodată. Dar când îi cunoști inima asta, atât de îndatorat te simți încât sufletul scoți din tine și îl pui la picioarele lui ca un parfum al florii vieții, al inimii care se închină lui. Când înțelegi asta, nu mai e nevoie să te certe pastorul. Nu mai e nevoie să te îmboldească cineva, să-ți dea telefon să te întrebe, hei, tu nu vrei să faci ceva? Nu, 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 nu mai e nevoie, pentru că totul aici e un foc. E un foc! E un foc! E iubirea! Poți să-ți vezi copilul că îl bate cineva și să stai nepăsător? Dacă bate un alt copil, e o problemă de etică socială. Să spui, hei, nu-i bine să bați un copil, dar dacă e copilul dumitale? Păi omule, nici nu mai mergi pe pământ, zbor până acolo! Și spui, hei, stop, pentru că e rupt din carnea dumitale. Unde e iubire, e iubire. Unde nu iubire, nu-i nimic. Simplu. Priviți, vă rog, cum stau lucrurile. Mesajul veștii bune este următorul. Să propovăduiască tuturor neamurilor în numele lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Slujirea poate fi selectivă pe criterii etnice și religioase. Citesc din Biblie, Fapte 11. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și predicau cuvântul numai iudeilor. Numai ăștia erau privilegiați, restul în iad cu ei. Atenție! Totuși, printre ăștia care predicau numai iudeilor, Fapte 11, 19 cu 20. Fapte 11, 19 cu 20. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și Cirena, care au venit și ei în Antiohia, au vorbit și grecilor, nu numai iudeilor, și le-a propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Dacă n-ar fi fost mâna asta de oameni care să predice și grecilor, și prima categorie predicau numai iudeilor, grecii, ce se întâmpla cu ei? Vrea cineva să răspundă? Flexibilitate. Sunt oameni care au criterii etnice, sunt oameni care au criterii intelectuale, sunt oameni care au criterii culturale, tot felul de criterii, tot felul de criterii. Atunci Filip a luat cuvântul și a început de la Scriptura aceasta, știți ce i-a predicat? Pe Iisus. După ce cineva îl primește pe Iisus, după aceea poți să-i vorbești și de bijuterii? Că le înțelege cu o minte duhovnicească. Dar dacă îi spui când el are mintea firească, zice, băi frate, dar ce-i mai aici la voi pocăiți? Asta e pușcărie, mă? Păi mi-ați luat dreptul să mă bucur de viață. Să-i vorbești de vestimentație decentă, păi spune, mă îmbrobodești? Dar când e duhovnicesc, când e Hristos în sufletul lui, dintr-o dată el înțelege că trebuie să trăiască pentru Dumnezeu și nu pe sine să se slăvească, ci pe Domnul. Și atunci își îngrijește vorba, purtarea, relațiile, obiceiurile, tot devine îngrijit și selectiv. Dar asta nu din prima zi, ci după ce ajunge ucenic, însă e o bucată bună de timp în care cineva investește, îl crește, se ostenește cu el, îl rabdă. Ne bucurăm ori de câte ori cineva vine în biserică, dar știți dumneavoastră cine se întâlnește cu oamenii aceia? Câte predici am ascultat noi să știm ce știm? La câte predici va trebui să asculte ca să știe ceea ce noi știm și el nu știe? În cât timp le va asculta? Provocarea sau povara responsabilității. Învățați-i să păzească tot ce v-am spus eu. Mai țineți minte tot ce v-am spus? Da. Tot ce v-am predat eu, predați-le și lor. Asta e responsabilitatea. Responsabilitatea asta este ori o provocare de care te achiți, ori o povară pe care o scuturi de pe umeri. Și atunci îi spui numai ce-ți place. Denominația baptistă accentuează botezul în apă. Denominația cutare accentuează asta. Denominația cutare accentuează asta. Denominația cutare accentuează asta. Ce anume trebuie accentuat și ce nu? Probabil că răspunsul corect este Biblia.
Că ea este cuvântul lui Dumnezeu. Aici nu există teologie, adică interpretarea Bibliei, făcută de unul sau de altul. Asta nu-i teologie. Asta a scăpat de teologie, asta e Biblie. Teologie se numește interpretarea Bibliei, de aceea e o Biblie și milioane de volume de teologie. Teologie baptistă, teologie pentecostală, teologie reformată, teologie luterană, teologie de toate felurile. Și teologiile nu se potrivesc între ele, măcar că din aceeași carte. Dar fiecare reprezintă interpretarea denominațională a unui cult religios. Și dacă te duci la un cult, citești teologia lor și dacă n-ai citit Biblia, dintr-o dată teologia aia devine Biblie. Și ai impresia că îl urmezi pe Domnul, dar știi pe cine urmezi. Dragii mei, aș vrea să mă apropii de încheiere spunându-vă un lucru care îl socotesc important cu privire la responsabilitate. Marea problemă este că mulți oameni din vremea noastră confundă principiile lui Dumnezeu cu încredințările personale. Dumnezeu spune, învățați-i tot ce v-am poruncit eu. Tu mai ții minte ce te-a învățat Dumnezeu pe tine? Da. Ei, toate lucrurile astea, de la A la Z, că asta înseamnă alfabet. Abă cât e fă gâhâi mână pără ză ză. Atât. Asta înseamnă alfabet. Ei, de la A inclusiv, până la Z inclusiv, totul trebuie predat. Dacă o literă nu știe, spune, mai vină o dată mâine la 7 că mai am o literă să-ți predau. Eu mă simt responsabil, trebuie să te învăț tot ce m-a învățat Domnul pe mine. Nu poți să tai din alfabet, că la urmă, cum zici un cuvânt fără Z? Cum zici? Marea problemă este că oamenii confundă principiile pe care le-a dat Dumnezeu cu încredințările pe care le au ei ca persoane. Ce este un principiu? Un principiu este manifestarea voii lui Dumnezeu sub formă de regulă, care este scris negru pe alb în Scriptură și de obicei în mod repetat. Ăsta e principiu. Niciunul dintre noi nu avem probleme cu e voie să furăm sau nu. Nu, noi nu avem probleme cu astea, că e scris în Biblie, nu fura, e principiu. Dacă nu era scris în Biblie, era să-mi scape, ce bine era. Dar e scris în Biblie, e principiu, negru pe alb, nu putem să discutăm dacă e bine sau nu. Dar sunt o serie de lucruri care nu sunt scrise în Biblie negru pe alb. Și vine un predicator și spune așa. Și îl întrebi unde scrie. Și el încearcă să-ți spună din 3, 4, 5, 10 versete pe care le ia din Scriptură, le asamblează într-un oarecare fel și spune. Mâine vine un alt predicator și spune, nu, așa e altfel. Și spui, dar cum, de unde? Și tot din Biblie și el, dar nu versetele alea, ci pe altele, sau chiar pe alea le asamblează nu A cu B, ci B cu A. Și iese la sfârșit iese altceva. Și omul care vine în biserică stă și se gândește. Mă, dar Dumnezeu odată spune că e alb, odată că e cenușiu? Care Dumnezeu e adevărat, la predicatorul de ieri sau la predicatorul de azi? Principiile sunt simple, sunt aici. Ele n-au nevoie de interpretare. Însă încredințările sunt multe. N-ați auzit predicatori care spun, fraților, televizorul nu-i bun, nu-i rău. Dacă știi să-l controlezi, e ok. Dar ați auzit și predicatori care spun, afară cu Dagon! N-ați auzit oameni care spun, acordeonul este un instrument, chiar dacă nu mai așa de folosit, dar e un instrument bun. Să nu vă spun localitatea din România unde cineva l-a aruncat într-o apă și că nu s-a scufundat, că s-a umflat cu aer, băga furca în el și mai zicea și niște cuvinte pe care nu-mi permis să le... Două poziții diferite cu privire la un instrument. Care încredințare e bună? Aia când acordeonul cântă în adunare și laudă pe Domnul? Sau aia când bargă furca în el ducându-se pe pârâul la vale? Care e bună? Noi nu avem probleme cu principiile, noi avem probleme cu încredințările. Încredințările nu sunt în Scriptură, încredințările sunt interpretarea personală cu privire la niște lucruri de bun simț, amănunte, despre care Biblia nu zice nimic. Care e statutul unei încredințări? Statutul unei încredințări este următorul. 1. Să nu facă parte dintre principii, că dacă e principiu, e cum zice Dumnezeu. 2. Să fie personal. Principiile sunt universale, sunt pentru toți. Încredințările sunt personale. Principiile sunt universale, sunt pentru toți. Încredințările sunt personale. Însă, marea problemă este că eu fac din încredințarea mea personală, vin și o spun în adunare și spun de astăzi înainte toată lumea să facă așa cu televizorul. Sau să fac așa cu cravata, sau să fac așa cu altceva, un lucru unde nu există acoperire biblică. Este spiritul Bibliei, dar și spiritul Bibliei, le-i cum vrei. Și încredințările acestea
ajung la conflict, la adversitate și fiecare pretinde că are dreptate. Așa se face că există teologie denominațională A, teologie denominațională B și Hristos avea dreptate când spunea ce scrie în lege, cum citești în ea. Fraților, ce scrie în lege depinde de Dumnezeu, că El a scris-o. Cum citim în ea depinde de noi, că noi citim și noi citim cum vrem. Fiecare citește cum vrea. Nu mai deschideți la 1 Corinteni 7 sau deschideți la Matei 19 sau deschideți la Matei 7 sau 5. Dau exemple din astea fierbinți, cu baticul, cu tot felul de alte lucruri care încă sunt fierbinți. Deschideți acolo și o să vedeți că una scrie în carte și alta este ceea ce dezvolți și explicația la care ajungi. Asta nu înseamnă că explicațiile sunt rele. Nu, explicațiile sunt bune, că ăsta e rolul învățătorului, să explice. Ce vreau să spun este că sunt multe explicații. Și nu poți să faci în două feluri, numai într-un fel faci. Care-i felul bun? Spuneam că mă apropii de încheiere și chiar acum închei. Scumpii mei, există o provocare a disponibilității. Anul acesta vei fi provocat să fii disponibil. Dar când vei fi disponibil, va fi împovărător. Îți vei neglija prioritățile personale, uneori pe cele ale familiei. Vei renunța să faci mâncare și vei trece pe la McDonald's și îți vei lua un sandwich și îl vei mânca. Dar ora aia cât ai făcut mâncare, ai spus așa, astăzi mănânc un sandwich de la McDonald's pentru că ora aia în care trebuia să gătesc vreau să o dau lui Iisus. Eu am dat numai un exemplu, s-ar putea să nu fie relevant. Am dat numai un exemplu. Disponibilitatea, apoi prioritatea. Du-l pe om până când îl echipezi. Stai lângă el. S-a creat o relație. Sună-l, mai dă-i un disc, mai dă-i o predică. Uită-te după el la biserică, vine sau nu vine. Ai un copil spiritual. Când te uiți după copilul biologic, uită-te și după copilul spiritual. Este așa sau nu e așa? Dacă nu e așa, atunci de ce nu e așa? Vreau să vă spun ceva, numai ucenicii fac ucenici. Am găsit o poezie frumoasă pe care vreau să vă recit în încheiere. Timpul se scurge, fluviu învolburat, ducând evenimentele uitare. Însă memoria l-a consemnat pe cele ce pământul l-au schimbat, fapte ce au urmări nepieritoare. Să ne oprim, privind înspre trecut, la început de eră în Galileea, la un eveniment bine știut, din multele care s-au petrecut pe locurile acelea în vremea aceea. Când pe un munte Domnul înviat, înconjurat de mica lui oștire, cei 11 care l-au urmat, o nouă strategie i-a învățat, de a cuceri pământul prin iubire. Duceți-vă, le-a poruncit Iisus, ducând în beznă sâmburul luminii și de la răsărit până la apus să faceți ucenici, precum v-am spus, să-i botezați în numele Treimii, din pisc în pisc. Pisc este un vârf de deal, de munte. Din pisc în pisc, sunând, din deal în deal, ecou răsunând din stâncă în stâncă, dus prin milenii de al vremii val, se aude și azi, tot mai actual, îndemnul de atunci, valabil încă. Să ne înrolăm în oastea lui Iisus și pentru El să cucerim pământul. Suntem ai Lui, însă atâția nu-s. Să-i salvăm ducând ce avem de dus. Adică ceea ce am primit, cuvântul. În toate zilele eu sunt cu voi, a mai rostit Iisus din Galileea. Și azi simțim puterea Lui în noi să fim în luptă dragostei eroi, căci pentru focul ei purtăm scânteia. Poporul Domnului, avem onoarea să fim la un început de drum. Și cum m-a ajutat Dumnezeu, am pregătit o predică, vrând să vă spun că nu se poate decât să-L slujim pe Rege. Nu știu dacă am fost convingător sau nu, dar am făcut tot ce am știut mai bine. Pentru că dacă de ceva îmi pare rău astăzi, îmi pare rău că L-am cunoscut pe Domnul Iisus doar la 21 de ani și că uneori am șchiopătat chiar și după ce L-am cunoscut până astăzi. În imaturitatea specifică începutului, în ignoranța specifică începutului, El n-a șchiopătat niciodată când mi-a ascultat rugăciunea, când m-a binecuvântat, când m-a vindecat, când m-a iertat, când mi-a făcut bine. Niciodată n-a șchiopătat. Când a făcut ceva, a făcut bine.
A făcut cu convingere, a făcut din dragoste. Și mi-a spus, dacă vrea cineva să mă urmeze, să vină după mine. Și nu știu cât mai am de trăit, dar ceea ce vreau să fac în primul rând este să-L urmez pe El. Să fiu disponibil, să am priorități clare, să fiu flexibil cu oamenii care nu-L cunosc pe Domnul, ca să-I pot atrage, să nu fiu dur și casant ca să-I resping. Și apoi să fiu responsabil față de porunca pe care El mi-a dat-o. Pentru că El mi-a spus cu gura Lui, du-te, fă ucenici, învață-i tot ce ți-am spus și să nu uiți că eu sunt cu tine. Asta este provocarea sau povara unității despre care eu nu mai vorbesc. Aș vrea să ne rugăm Domnului astăzi și fiecare dintre dumneavoastră să vă rugați ce simțiți în suflet. Eu v-aș zice să vă rugați pentru toate lucrurile astea întrebându-vă. Pentru dumneavoastră sunt provocări pe care le acceptați. Știu că va fi greu, e normal să fie. Dumnezeu ne cere lucruri grele, dar e cu noi și ne ajută. Sau sunt poveri pe care le plasăm altora să le facă. Spuneți sincer, frați și surori, când ne vom pune noi mâinile pe piept, cu ce o să rămânem? O să rămânem cu ce am făcut pentru Domnul. Dar ce trebuie să facem pentru Domnul? Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și eu vă promit, eu vă promit, a spus Iisus, sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Poporul Domnului, vă invit să ne ridicăm în picioare. Și fiecare dintre noi, cu Duhul înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm ce ne călăuzește Domnul. Să ne rugăm cu toții Domnului. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!